ne-am mâncat tot, au fost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tapas. Mai probabil astăzi o să-mi iau un gazpacho. Gazpacho e cam ca berea. Merge foarte bine atunci când e extrem de cald. E o supă rece, probabil că știți, supă rece. Un fel de fresh de legume. Se bagă la blender tot felul de ceapă, castravete, roșie, în principiu și un pic de pâine. Și ce sunt o grămadă, sunt 10.000 de variante. Și este un fel de cremă, un fel de fresh de legume. Păi foarte mult. Ne luăm o înghețată, asta din 84. Și sunt 3 înghețătorii. Deci e una aici, una aici, 4 cred că. Ba nu, asta e comună cu asta. Încă una aici, una lângă alta. Și încă aici o cofetărie care are și înghețată. Și pe aici înghețata e la putere. Păi bine, mă, ce înghețată au rămas, că ți-ai, ce ți-ai luat tu? Dar tu nu știi că nu sunt sănătoase astea? Trebuie să te lase mami, dacă te lasă mami să iei ceva nesănătos, tu iei? Hmm? Cu ce e asta? Cu ce e înghețată asta, mizeria asta? Asta albă, asta albă. Ce e asta albă? Ah, deci asta e ok. Și aia albastră? E probabil că e făcută din pantalonii tăi. Păi tăi pantaloni albaștri, pune, știi, când iese culoarea din pantaloni, fac înghețată asta, pun un pic de zahăr și asta e. Păi asta e. Știi tu vreun fruct albastru? Da. Care? Afinele sunt, nu sunt chiar albastre, așa, sunt mai închise. Da, înghețată este albastră. Mhm. La mâncare e bună? Ia, da. Asta chiar e orez cu lapte. Asta e bună. Des între a merge aici, la această Taschita Sevillano, la Taschita. Aici mergem acum. Sau, păi, avem de ales sau aici, sau... Mergem aici la italianul ăsta, care are o notă un pic mai mare. El are 4,5, ăsta are 4,7. Și unde arată foarte bine, așa. Habar n-am. Da, așa e. Hai să vedem și Taschita. Hai că am ales Taschita, că... Au mai multe chestii și mai neau și așa. Italieni mai tot mâncăm. Și are tavanul ăla? Nu, dar luăm aici chestii de calamar, luăm niște pește, niște... Nu știu, și ieri am mâncat. Ce? Hei, faza tare este că aici, la fiecare băutură, îți aduce un tapas gratis. Deci, practic, ne-am luat o cupă de sangria, o bere și un suc de mere și ne aduc încă 3 tapas. O să vedem cât de mari sunt tapasurile. Cât de... Tapasuri sunt un fel de mâncare, dar mai puțină, o porție mai mică de mâncare. Și dacă e suficient, dacă nu e suficient, mai ne comandăm. Dar mi se pare super deal. Hai, noroc! La mai păcălit, dar hai noroc! Ce avem noi aici? Bere magică! Bere magică? Nu vei bere normală, și tu de care vei? Care vei? Magică! Când au venit și tapasurile. Asta da. Tapas. Deci acum că știm că sunt așa de mici... Gata! Eu mănânc din astea două din cauza că stai în. De acord! Uite, astea așa arată tapasurile, mă așteptam să fie foarte mici. Sunt decente, dar cu siguranță nu ne ajung așa. Și ce să vezi, lângă, la următorul bar de tapas, aceeași poveste. O băutură îți dă și un tapas. Numai că sunt mult mai bune tapasurile, m-am uitat pe net și, într-adevăr, sunt mai consistente și mai drăguțe, mai bune la gust. Primele, unde ne-am oprit, nu erau așa, erau cam super low quality, așa. Hai să vedem cum sunt acum. Aceeași poveste. O băutură, un tapas. Mai vrei tapas? 2 euro. Bă, nu erau în Spania, mă. Nu erau deloc.
În vedere că vin pe rând, hai să vă pun ce a mai rămas din salata de octopus. Un pic de lasagna, crochetele din coadă de taur. Și mai vin vreo 4-5 tapas. Avem și scoicile. This is morsia, morsila. Niște calamari drăguți, un pește, două sardinuțe. S-a umplut masa. Cam așa arată ce ne-au adus. Cu băuturi cu tot, să vedem și cât costă. Asta de aici este morsila. Adică sânge, budincă, ceva, un cărnat de sânge. Cărnat din sânge și condimente. Un fel de sângerete. Varianta spaniolă. O să o testez acum. Să vedem cum să-l apuc. Dar e picant. Haide băi, sânge. Are un gust de scorțișoară. Mai iau un pic, am luat puțin. E picant, foarte condimentat. Nu simt gustul de sânge. Nu e rău. Nu e rău. Dar n-aș mânca în fiecare zi. Coadă de taur. Cum e? Bună? Asta este cârnat de sânge, se numește morcila. Vrei să încerci? Este și picant. Un pic. Făcut din sânge și o budincă cu tot felul de chestii, de substanțe. Roxana mănâncă scoica. Astea sunt mejilones, avem 4 bucăți. Avem 2 sardinuțe. Peștele ăsta mi s-a părut foarte bun. Am păstrat jumătate. Și mai avem 2 calamari. Foarte, foarte bune, nu? Da. Le mănânci tu pe toate, nu? Asta pentru tine. Păi nu, mănânci tu 2 și mănânc eu una și Vlad una. E ok. Bine, mersi, eu iau eu pe asta. Da. Păi că a vrut să mănânci alge. Într-adevăr, mamă. Dau aproape gust de stridii. Foarte bun, tata. Vrești una, Vlad? Asta e un plat pe aia grăsană. Gata, dacă ți-a plăcut, bravo! Din câte știu, asta este esența tapasului. Adică la băutură, să fie băutura să fie însoțită de o mâncare mică, o păstărică mică, ca să poți să mai bei încă una. E un fel de zacuscă, dacă vreți, din zacusca din Moldova. Cam asta e ideea. Ceva prepus pe masă ca să poți să troscrești. Și aici aceeași idee, dar îmi place că s-a păstrat ideea de la o băutură îți dau ceva de mâncare gratis. Mai e o băutură, mai îți dau ceva de mâncare gratis. Foarte bine. Fii-mi tocmai mușcat din morsila, din sângerete. Cum ți se pare? E iute? Dar cum e la gust? Are mai iute sunt takis. Poftim? Mai iute sunt takis. Mai iute sunt takis? Ok. Ne-am mâncat tot. Au fost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tapas. Și 3 băuturi. Și prețul este 21,50. 21 de euro. 21 de euro și 50 de cenți. Am mâncat bine. Am băut 3 băuturi. Să fie primit. Eu zic că nu-i rău așa aici în Spania. Să vă mai arăt o ofertă. O sticlă de vin și 6 tapas, 20 de euro. O bucată, o dară de sangria și 6 tapas, 20 de euro. Sau? Ha?
Ok? Ce ziceți? Frumos pe la balcon de Europa pe aici. Adică am intrat într-un magazinaș, tocmai am cumpărat de vreo 40 de euro chestii. Și ne-a dat să gustăm și chestiile sunt foarte bune. Foarte bune, da. Și sunt tot felul de nuci trase în zahăr sau în marțipan sau în dita mai magazinul, uitați-vă și voi. Sunt bune și nu. Și astea sunt și spicy, da. Astea sunt spicy. Genul meu. Genul tău. Astea sunt cu ciocolată albă și așa mai departe. Astea de 40 de euro e mai. Astea sunt geleuri. Hop. Asta de 40 de euro e mai ușoară decât mă așteptam. Bine, ok. Astea sunt felul de batoane. Băi, vii aici și faci diabet. Cam asta e ideea. Asta e un loc în care cu siguranță o să revenim, cred că prin noiembrie sau pe la jumătatea lui noiembrie, așa. Când nu o să fie nici foarte multă lume, nici acum nu e cine știe ce trebuie, final de august, dar cred că o să până la jumătatea lui septembrie, final de septembrie, început de octombrie. Un loc foarte bun. Neria. Spre parcare prin labirintul ăsta de străduțe. Hop. 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 Gata, am ajuns la parcare, la fix.